Bună seara, dragii mei! În această seară v-am pregătit, cred eu, o mare surpriză, și anume vizita pe postul nostru de televiziune al unuia dintre cei mai mari muzicieni pe care îi are poporul român. Este vorba de maestrul Nicolae Herlea, în casa căruia ne aflăm acum și care, cu o amabilitate, o gentilețe deosebită, ne-a invitat pentru a discuta în fața domniilor voastre. Stimate maestre, bine v-am găsit pe căldura asta sufocantă. Bine ați venit! Suntem foarte încântați să vă avem oaspete la emisiunea Maestrii și aș vrea să vă rugăm să ne vorbiți despre domnia voastră. Să începeți cu copilăria și cu tot ceea ce ține de activitatea dumneavoastră muzicală și cu celelalte activități. Da, sigur, eu vă mulțumesc pentru vizita care mi-o faceți și sunt chiar încântat. Numai că de la început trebuie să spun că viața mea este foarte lungă. Am o vârstă, împlinesc chiar peste câteva zile 73 de ani. Și deci 50 de ani mi-am dedicat viața oamenilor care împreună cu toată atmosfera artistică a vieții ne-am depănat toate gândurile noastre. Viața, sigur, n-am să pot să povestesc, lucrez la o carte care atunci va fi foarte detailat și am să punctez numai câteva momente de importanță. Zic așa că m-am născut dintr-o explozie în cosmos și am fost animat de dorința de a face ceva frumos și cred că acest domeniu al muzicii, al cântului, pentru că Dumnezeu a fost foarte darnic cu mine și mi-a oferit vocea care este un dar al lui Dumnezeu. Noi totdeauna putem să adăugăm instrumente splendide, dar sunt făcute de mâna omului. Aici a intervenit Dumnezeu. E o vibrație interioară, un suflu care nu avem cum să gândim decât, cum spune italianul, al di là, di là, dincolo de. Mi-am făcut școala, m-am născut de altfel în București, mi-am făcut școala primară, liceul Principele Carol aici, în București, după aceea am făcut conservatorul Astra, împreună cu Ohanesian, cu Enigărescu, și a urmat ani de muncă. Am debutat în operă în anul 1950, 14 aprilie. Cu ce spectacol, maestre? Am debutat în opera Paiațe, de Leon Cavallo. Exact. Având ca partener pe Petre Ștefănescu Goangă, care știți foarte bine. Era mare așa, da, și da, 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 da. Dora Masini, da. Și un tenor de o mare calitate vocală, extraordinar și artistică, Garbi Zobian. La pupitru a fost marele nostru dirijor, Jean Bobescu. Au urmat rolurile, s-au înșirat enorm de multe, au fost poate nu așa de multe cum ar crede unii, dar trebuie să știți că repertoriul este făcut de teatre. Repertoriul unui cântăreț este făcut de teatre. Când ești invitat, își cere opera cu anumit titlu și după aceea, dacă te solicită,
Eu am fost foarte mult solicitat la începutul carierii mele ca bariton liric. După aceea am devenit, cu vârsta, am devenit un bariton lirico-dramatic, ca să spun așa, și spre anii mai în urmă, chiar bariton de caracter, cu rolurile impuse mari, Rigoletto, Tosca, după părerea mea. Și, cum spuneam, repertoriul este făcut de teatre, de aceea repertoriul meu a fost numai de 34 de opere. Alții au fost solicitați, pentru că poți să cânți foarte multe roluri, dar dacă nu-ți vin bine, faci numai un pas, poate mai puțin important în viața noastră muzicală. Foarte mulți, dacă n-au fost atenți cu vocea lor, nu au putut să dureze în timp. Eu am avut foarte mare grijă de vocea mea, pentru că era și o obligativitate extraordinară față de, cum spuneam mai înainte, față de viață, față de Dumnezeu. Și cum ați avut grijă de vocea dumneavoastră? Ce ați făcut ca să aveți grijă de vocea dumneavoastră? Am dus o viață puțin mai normală decât normală. Adică? Adică nu mi-am pierdut nopțile. N-ați fumat? N-am fumat, n-am băut. Este o chestiune extraordinar de importantă. Sigur. Ca să poți să durezi. Ai mare responsabilitate când ai două corzi vocale care sunt din toate punctele de vedere psihologic, cum vrem să luăm, e o mare responsabilitate. Nu putem. Noi nu avem instrumente cu corzile care le putem, ne ducem la magazin și le cumpărăm și le punem la vioară, la pian, la tot ce există, instrument de coarde. Și de-aia spun că este foarte important cine ar dori să intre în această responsabilitate, trebuie să știe că este un sacrificiu. Este un sacrificiu. Toată arta este un sacrificiu, dacă îi te dedici așa cum trebuie. Nu se poate face decât cu mari sacrificii. Spuneți-mi, maestre, deci ați debutat în 50, ați spus, da, 50. La opera de la aici, în București. Aici, București, da. După care au urmat turneele în străinătate, când a fost? Pentru că acum să vă mai spun ceva, vedeți, pe oamenii dai gata cu turneele în străinătate, indiferent, stimați telespectatori, dacă maestru Herle ar fi fost sau nu ar fi fost invitat în străinătate, dacă ar fi cântat sau nu în străinătate. Deci asta nu contează. Maestru Herle este recunoscut în lume ca unul dintre cei mai mari baritoni. Așa că cu străinătatea... Știți ce se întâmplă? Da. A cânta în străinătate înseamnă... Îți dă o anumită garanție chiar și în fața ta, bineînțeles. Exact. Și da, este o chestiune în care te pune într-o situație specială. Sigur. Da. Și pictorii și sculptorii și toți au avut nevoie să se desfășoare în totalitate în diferite ipostaze ale lor și astfel. Nu se poate să stai numai într-un loc. Sigur că tot mereu te cheamă locul în care ai debutat, dar trebuie să te duci și să ai acest examen al vieții cu ceilalți. Când ați plecat prima dată, v-am întrebat, mă scuzați, vă rog, când ați plecat prima dată în țară pentru ca să cântați? Important, spectacolele au fost pentru mine atunci, deci în 56 am cântat la Bolșoi Teatru, Bărbierul din Sevilla și Traviata. După aceea a fost important, ca să punctez așa, da, important, la Londra în 1960 am debutat la Covent Garden, tot cu opera Bărbierul din Sevilla, dar trebuie să vă spun că Bărbierul din Sevilla, acest Figaro, l-am cântat de foarte multe ori, dacă se pare că este de foarte multe ori, cred că vreo 750 de spectacole am cântat în toată lumea și l-am dus pe Figaro peste tot. L-am dus la Scala de Milano, la Metropolitan, la Bolșoi Teatru, nu mai spun tot timpul, 21 de stagiuni numai la Bolșoi Teatru am cântat. Și l-am plimbat.
Da. Și în afară de Figaro, de nunta lui Figaro, de Bărbierul, pardon, de Bărbierul din Sevilla, de Mozart și ăsta este de Rossini, spuneți-mi ce alte roluri mari ați mai făcut? Am făcut toate rolurile de bariton mari. Adică n-aș putea să, dacă încep acum să vă povestesc, nu. Vreau să spun antipodul, deci Rigoletto, care a fost foarte important, am cântat toate rolurile de bariton verdian. Rolurile care au fost pentru vocea mea. Se pare că Rigoletto este o piatră de încercare pentru baritoni în general, nu? Da, sigur că acolo îți cam trebuiesc două voci, una foarte puternică, mare, imensă, pentru că eu am cântat în toate sălile acestea care vă spun, numai la, la Barcelona când am cântat, e un teatru de 5.000 de locuri. Vă dați seama, Scala are 3.600, Metropolitanul avea 4.000, adică săli imense care a trebuit să ai toate plămânite. Deci au un sistem de sonorizare aparte, probabil? Nu, nu, sunt sălile făcute cu acustică specială, de acusticieni. Acolo e tratarea tuturor componentelor acestei sări. Se tratează, este o altă istorie cicherească. Da, da. Deci, viața a fost foarte complexă. Am cântat enorm de mult, am cântat cu toți tenorii la ora respectivă, toți importanții tenori. Adică? De la Mario del Monaco, Di Stefano, Placido Domingo, Corelli, toți Bergonzi, Carlo Bergonzi, care am cântat enorm de mult cu el. Adică toți tenori importanti, toate sopranele de la Sutherland, la Anna Moffo, Gabriela Tucci, toate sopranele importante. Așa? Bașii. Începând cu Nicolae Gheaurov, care îl cunoșteam, am cântat la Sofia în 1956 cu el, Bărbierul, la Varna, un spectacol pentru un festival important la Varna. Era. Și am cântat, el era Basilio, eu Figaro, Bărbierul, foarte frumos a fost, mi-aduc aminte. Nu aveți voce, o voce imensă, splendid. Și un tip așa special. După asta am cântat și la Scala de Milano foarte mult cu el. Am cântat în Don Carlos, am devotat eu. Era iar o distribuție extraordinar de mare. La Scala era Gheaurov, era Talvela, un finlandez care avea 2 metri și o voce superbă, Marele Inchizitor, Cava Ivanska, o soprană superb, superbă voce, minunat, și cal. Asta-i. Fizicalmente era artistă extraordinară. Da. Până la Metropolitan, tot așa, spectacole. Eu am cântat 3 stagiuni alternativ, adică cântam și la Scala și la Metropolitan. În același timp, anii 1963, până în 1966. Asta a fost perioada contractelor mele care le-am avut cu aceste teatre. Mari. Și locuiați acolo? Da, mai veneam și la București, sigur, între spectacole. Dar stăteam așa, eu zic, cam 3-4 luni, 5 luni. Și vi s-a dat voie să plecați, că n-ați avut probleme cu regimul trecut? Nu, n-am avut probleme. Am avut alte dată probleme cu regimul trecut. Ce probleme ați avut, spuneți-ne și nouă. No, parcă nu ies, nu mă bag politicalmente, parcă nici nu vreau să discut, pentru că au fost niște situații și noi artiștii, chiar că n-ar trebui să intrăm în politică, politica este viața noastră sus pe scenă acolo, ori știm să dăm ceva, ori dacă nu vrem să fim niște politicieni care nu știm să facem politica respectivă. Și e mai bine așa. Da. Spuneți-mi, vă rog, în relația dumneavoastră cu maestru Ohanesian, ați fost, adică sunteți baritoni amândoi.
Au fost odată situații critice între dumneavoastră? Nu puteau tensionate? Nu puteau să fie situații critice sau cum spui matale, pentru că eu am fost coleg de bancă cu el la conservator și la maestrul Costescu Duca ne-am tocit coatele, cum se spune așa, băncile vieții și a muzicale și nu se poate. Iohannisian, după părerea mea, a fost un așa de mare artist că nici nu se poate spune nimic despre el, că a fost bun sau că n-a fost așa, sau a fost un mare artist și creația lui este Oedipul fantastic al lui Enescu, care într-adevăr a putut să pătrundă din punct de vedere psihologic în tot ce se desfășoară în marea lucrare a lui Sofocle. Este o voce care e impresionantă, a știut să facă recitativele extraordinare, dar el a fost și un mare artist al lui Puccini, al lui Verdi, așa că am numai toată dragostea și stima pentru acest coleg care l-am avut eu și prieten de suflet. Pentru Dan Iordăchescu, despre maestru Dan Iordăchescu, da, ați fost colegi? Da, pe Dan Iordăchescu îl cunosc de la CCS de mult, de la Confederația Generală de mult, îl cunosc foarte... A fost un băiat muncitor, extraordinar și părerea mea personală, că a avut 10 ani de carieră artistică extraordinară, interpretând lidurile în general germane, franceze, dar în general lidul german, a pătruns în stilul respectiv și este și a fost, adică, un bariton de valoare. Da. Stimate maestre, deci ați plecat în țară și mi se pare acum, de fapt, locuiți mai mult în Germania. Da, ce se întâmplă? Pentru că acolo am familia de 17 ani, sigur că tot mereu sunt afectat de dragostea părintească, nu? Și am copiat. E un hobby extraordinar, muzica electronică, forma asta de rap, care nu este chiar așa cum s-ar gândi unii oameni care nu știu, dar rap-ul este... Oh, desarmata, pues...
Și după ce am cântat Rigoletto, la 4 săptămâni am ieșit la pensie. Adică la cererea mea am ieșit la pensie pentru că ce se întâmplă? Un artist trebuie să fie foarte conștient dacă mai poate să continue arta lui peste momentele acceptabile. Și eu m-am gândit că este mai bine să ies din teatru în care l-am slujit 10 și 10 de ani, să ies așa ca o, cum să spun eu, ca un duh, să nu las după mine sau să apar și să spună, vai săracul, dar nu mai are acute, ai văzut, asta ar fi dezastru. Deci, poate în teatru, cum a fost doamna Bulandra, să joace un rol de bătrână de 80 de ani, poate mai merge sau e cu totul altceva. La noi nu se poate așa ceva, nu se poate. Pentru că, din punct de vedere biologic, fiziologic, artistul, la anumită vârstă, nu mai are vibrația care ar trebui să o aibă. Da, da. Și asta când a fost? În ce an? 84. Și de atunci n-ați mai cântat deloc? Nu, am cântat, sigur. Am mai avut spectacole la televiziune sau concert, așa, dar eu vorbesc să fii în activitatea mare a teatrelor. Aia e cu totul altceva. Și spuneți-mi, în Germania ce faceți acum? În Germania, cum v-am spus, lucrez la această carte, care este foarte importantă, o să fie viața mea, altfel, artistică, și am un curs la un studio special care mă întâlnesc cu anumiți interpreți de operă, chiar de la Opera de Frankfurt, care îmi cer sfaturile. Și atunci am cam de 3 ori pe săptămână sunt ocupat în toată poziția asta. Da. Și până eu tot mereu mi-a plăcut să citesc și citesc foarte mult și mă umplu viața în fiecare zi, nu e nicio problemă. Când am venit la dumneavoastră, v-am găsit ascultând un concertul de Brahms de Valentin Gheorghiu, da, despre care mi-a spus că este un mare prieten al dumneavoastră. Este nu numai prieten al meu, dar cred că este și un prieten al vieții, al tuturor, pentru că Valentin el nu este un artist, el este mai mult, este o expresie a vieții muzicale, este extraordinar și a avut o putere de muncă, de altfel amândoi am stat foarte mult și ne-am sfătuit când eram tineri și caracterizarea noastră a fost munca. Asta ne-a caracterizat. De dimineață și până seară nu am făcut decât am muncit. Și acest mare artist are trăirea lui interioară extraordinară. Extraordinară. Da, este într-adevăr un interpret de mare profunzime. Și un om pe lângă toată. Și fratele lui, și Ștefan Gheorghiu, un mare profesor de vioară, mare profesor de vioară. Este tot mereu invitat, el le face onoare tuturor jurilor internaționali, este un om extraordinar, un artist și un violonist de mare factură interiorizat și profesor, nu mai spun, este extraordinar. Da, este Spuneți-mi, stimate maestre Nicolae Herlea, acum 3 ani eu v-am văzut și am și stat puțin de vorbă și am și înregistrat câteva cuvinte ale dumneavoastră la festivalul Darcle. Ce părere aveți despre evoluția festivalului Darcle? După părerea mea, acest festival, care este în cinstea marei Harclea Darcle, care de altfel Puccini a scris pentru ea Tosca, a fost timpul extraordinar, a fost, cred, o voce de soprană absolută, adică fiind și mezzo-soprană, fiind și soprană de coloratură, care se întâlnesc mai rar, așa, extraordinară. Și acest festival este important pentru că el promovează tinerii. Și ce este mai frumos decât să le dai speranță unor tineri
care cu timpul, prin muncă și prin abnegație, ar putea să ajungă artiști de importanță. Este un merit al Marianei Nicolescu, care este organizatoarea, în general, și primarului de la Brăila, Anton Lungu, dar împreună, și nu numai, ei, cum să spun, fac acest festival să aibă o importanță și un răsunet internațional. Este extraordinar. Extraordinar. O să mai fiți în jurul la anul viitor? Da, da, sunt președintele jurului. Da. Că maestru Hanesian mi-a spus că s-a retras. El, am impresia că, așa cum mi-a spus el, că nu prea se simte cu sănătatea, ca să, acolo este o muncă. Trebuie să stai câte 8 ore pe zi, în fiecare zi să stai și poate el nu mai dorește să se expună. Îmi pare rău că acum 3 ani când am venit și am înregistrat concertele de la Darkle, am avut bucuria să le întâlnesc pe Marta Kessler, pe Miria Petrescu, pe Neculce Cartiș, cum o mai cheamă, pe, am uitat numele mic, despre care am auzit acum că ar fi murit. Da, nu avem decât un trandafir, din partea mea, un trandafir pe lespele acestei vieți care s-au dus. Elisabeta Neculce. Elisabeta Neculce Cartiș, da. O soprană extraordinar de bună, am cântat cu o colegă foarte bună, Marta Kessler, sigur, deosebită muziciană, care a avut un program de concerte, de cantate și un om, o muzicalitate extraordinară. Da, eu am auzit-o la Focșani cântând și pe Marta Kessler când eram copil, da? Da. Și pe Elisabeta Neculce Cartiș, cred că în Bărbierul sau în Bărbierul sau în Dom Pascoale. Dom Pascoale. Dom Pascoale, da, cred. Da, da. Cred că în Dom Pascoale. Da, da, da. Noi am avut cântăreți mari de operă și am avut, ei, în general, sigur, artiști sigur foarte mari. Păcat că opera se cam pierde. Ce părere aveți? Nu se pierde. La ora actuală, dumneavoastră... Asta am auzit, da, chiar de acum 20-30 de ani, că opera e păducă, că se pierde. Nu. Nu, atât cât va exista viață pe pământ, va exista și operă. Și atât cât vor exista cântăreți de valoare ca să facă din spectacol un eveniment, atunci tot mereu opera va trăi. Va trăi. Trebuie și tot mereu să ne gândim de educația care o fac. Marea nenorocire că în școli nu să predă muzica ca să poată să educe pe tineri și mai târziu. Iar acum să spun foarte sincer, lumea este foarte preocupată de viața de toate zilele. Foarte greu, foarte greu este să se desprindă și să intre, că îți trebuiește un moment psihologic și o relaxare ca să poți să vii la un spectacol, la o operă. Nu este, nu vii de la piață și te duci să vezi operă. Nu se poate așa ceva. E o altă muzică pentru așa ceva. Muzica de operă totuși trebuiește să participi chiar cultural, să te gândești și să vezi, să citești mai mult despre operă ca să poți să o înțelegi. Vedeți, este o foarte slabă preocupare pentru cultura adevărată. Da. Au apărut fel de fel de chiciuri, din păcate. Sperăm să se termine odată cu anul ăsta, că poate vor fi alegerile și se va întâmpla ceva, un eveniment în conducerea acestui stat și toată. Da? Și atunci, dacă va fi o liniște, își va relua și timpul și tot ce este important și în operă, concert și alte elemente. Da, da, este păcat, este o lipsă de preocupare pentru educația culturală a copiilor. Da, asta am spus. Sigur că da. Este o lipsă gravă de preocupare și care nu știu unde o să se ducă, pentru că deja generația asta, din punctul ăsta de vedere, este foarte în afară. Până când nu se va liniști, din punct de vedere politic, economic, economic, sigur, aici,
viața așa va fi. Așa va fi. Eu nu sunt și nu vreau să mă dirigez într-o, aș fi un tip care prevede sau nu știu. Nu. Atât timp cât economic țara este așa cum este, vom avea dificultăți și cu spectacolele, cum spuneți dumneavoastră. Da, este, nu este o mare problemă, într-adevăr. Lipsa de bani, e jenant să discuți despre bani, dar din păcate nu se poate fără. Spuneți-mi, vă rog, ați spus la începutul interviului, peste câteva zile este ziua dumneavoastră de naștere. În 28 august. 28 august, la mulți ani, trebuie să venim să vă cântăm mulți ani trăiască, da, nu? Da, sigur. Deja eu am auzit în ureche așa că mi-ați și cântat. Deci să nu mai venim. Da, să veniți și veniți. Da, da. Numai că să veniți când o să vă dau telefon și atunci să veniți, pentru că acum aș vrea să sunt invitat la, cum îmi place mie să spun, nu Republica Moldova sau asta, în Basarabia. Sigur, Basarabia, da. Da, mă duc la Chișinău, sunt invitat unde va fi dezvelirea unui bust a lui Octavian Goga. Și atunci, cred că voi avea un moment de trăire așa, interioară și de aducere aminte. Când vă duceți? În ce perioadă? Acum nu știu exact care va fi data, dar acum sunt peste câteva zile. Nu știu exact data, să vă spun. Da, este foarte frumos, da, că vă puteți duce și că cinstiți memoria marelui poet. Da, da. Da, da, ducându-vă pe căldurile astea până acolo. Da, sunt. Da. Eu nu-l consider sacrificiu, dar este o mare bucurie, așa, totuși. Și cine mai vine acolo, maestre? Nu știu exact programul. Am avut numai invitație și am spus că sunt de acord să mă duc și nu știu exact conjunctura. De-abia aștept să mă întâlnesc dacă mă duc acolo și cu Maria Bieșu, care a fost o mare artistă, extraordinar. Ea a luat și premiul Maria Callas odată în Chocho-san, la Tokyo. O artistă extraordinară, Maria Bieșu, mi-aduc aminte. A fost și aici și a cântat la operă Bal Mascat. Acum 2 ani, 3, nu știu. Da, da. Da, mi se pare că chiar am dat-o și o dată pe post, da, da, în anii trecuți. Da. Spuneți-mi, vă rog, ați pomenit de Maria Callas. Ați cunoscut-o, sigur? N-am cunoscut-o. N-ați cunoscut-o? E un mic istoric și cu Maria Callas. În 1973 am primit un telefon de la un impresar japonez care se numea Nakajima. Și mi-a propus să fac 4 spectacole cu opera Tosca, Scarpia, deci, cu Maria Callas și cu Di Stefano, tenorul italian de importanță majoră. Și s-a întâmplat un eveniment straniu, nefericit. Cu 3 săptămâni înainte de a avea loc aceste spectacole, Callas s-a îmbolnăvit grav. Deja era bolnavă, dar s-a îmbolnăvit grav. Și n-a mai putut să susțină, a refuzat, adică doctorul i s-a spus lui Nakajima, doctorul că nu mai poate să cânte și pare rău, dar și după aceea și murit. Deci n-ați cunoscut-o. Deci n-am cunoscut-o, dar eu am văzut-o în Troianii, la Scala de Milano, cu Gheaurov și asta, am văzut-o pe scenă, dar n-am cunoscut-o personal. Era singura cântăreață din anii ăștia, de 40 până în 80, soprana care n-am cântat cu ea, dar încolo cu toate am cântat. Nakajima mi-a dat telefon și a spus că e distrus, pentru că și-a băgat toți banii în acest eveniment și ce o să facă, și m-a rugat dacă pot să îi recomand pe cineva. E foarte greu, i-am spus, îți recomand în locul lui Callas cine să vină și asta. Nu se poate. Și cu toate astea am stat, am reflectat, am dat telefon doamnei impresar de la Berlin, Ilse Zellermayer, care mi-a spus că este imposibil, că n-are așa ceva, să înlocuiască pe Callas și că... Și atunci eu am
M-am uitat în discoteca la care am avut-o aici toată și am găsit un disc cu arii de opere a unei soprane care eu o văzusem, de fapt, la Barcelona. Con Nakajima și i-am recomandat pe această soprană care cânta aria superb. Care s-a lansat fantastic în ultimul timp. Și atunci, Nakajima mi-a mulțumit extraordinar, ne-am întâlnit la Tokyo cu Di Stefano și cu Kabaye și a fost foarte important pentru că această soprană, într-adevăr, a fost un nume deosebit, dar totuși n-a fost Calas. N-a fost Calas. A fost în București de curând. Da, asta să nu mai spunem ceva, pentru că sunt foarte trist de câțiva mari artiști care au fost în București și, da, asta da, și e o chestiune de educație. Și nu m-au căutat? Și nu m-au căutat și nici eu nu m-am dus la spectacol, pentru că m-am simțit așa, nu jenat, dar nu m-a interesat. Pentru că o logică trebuia, a venit odată și nu o să mai vină niciodată în România, nu? Și trebuia să spună, sau interviurile care le-a dat soprana, trebuia să spună, domnule, mi-a făcut mare plăcere că am cântat cu compatriotul dumneavoastră Herlea și nu știu ce, putea să spună câteva cuvinte. Nu, n-au spus. Placido Domingo la fel. Placido Domingo la fel. Da, i s-a dat o listă de odată când a venit aici la și a citit câteva nume care i s-a dat o listă fără să da. Și erau citit, da. Asta este, ce să mai... Păcat că și oamenii de mare talent care reprezintă pământul ăsta se întâmplă lucruri de-astea meschine, mărunțișuri, care n-ar trebui să fie măcar aici. Asta este situația. Am spus că e chestiune de educație. Da. Eu nu mi-aș fi permis niciodată așa ceva. Așa cum suntem noi în perimetrul de România, care de unii nu este considerat ca un perimetru important. Ba da, este un important perimetru că noi am dat artiști, am dat mari savanți, tot ce numai să numim, numai Coandă, numai Enescu, numai Brâncuș și o pleiadă de mari cântăreți, interpreți de operă, care au slujit toate scenele operelor din lume. Nu știu. Asta e situația. Este o bulversare generală, maestre, pe toate planurile. Și atunci stai, da, e mai bine să stai, să te uiți, să te miri, da, dar nu poți și să taci. Da. E foarte greu să... Este foarte greu. Da. E foarte greu să faci față mitocăniilor și mitocanilor, să știți. Foarte greu. Dar cred că cel mai bun lucru este să fii indiferent, măcar față de ei. Chiar dacă înăuntru vin ce se întâmplă? Eu pot să fiu, pentru că am vârsta și situația și asta, eu pot să fiu. Dar în general, n-aș sfătui să fie o indiferență, pentru că dacă toată lumea este indiferentă, eu vorbesc de cei mai puțin în vârstă, tineri sau de asta. Nu, ei trebuie să aibă entuziasmul, să lupte, pentru că asta gândim noi cam puțin pesimist, așa. Nu. Eu tot mereu, toată viața mea, am fost optimist. Și tot mereu am văzut că trebuie să se întâmple ceva, să fie. Da. Și acum spun că este foarte bine așa cum este. Vedeți, dumneavoastră, nu aveați prea multe motive să nu fiți pesimist. Sigur că fiecare în sufletul lui are problemele pe care le are, indiferent de... Dar faptul că ați avut fericirea să vă lansați foarte devreme ca un mare artist, ați avut posibilitatea să cântați pe scenă, să fiți în relații permanente cu lumea, asta sigur că vă crea o stare de optimism. Perfectă dreptate aveți, pentru știți? Că, într-adevăr, da, a fost un echilibru extraordinar, viața,
din punct de vedere artistic și viața particular. A fost un echilibru. Pentru că succesele și satisfacțiile, cam dat toate ordinele așa, au fost extraordinar de mari și ele au contrabalansat cu viața, pentru că viața a fost, noi o știm cum a fost, cel puțin cei de vârsta mea o știu când ce-au trăit și toată chestia. Toată viața a fost o luptă. Da, eu am trăit și al doilea război mondial, care era într-o situație specială, nu aveam nimic, nu aveam noi. Numai aveam bombardamente de către Stucasul Olimpical și, pormă, și americanii scumpi care i-am așteptat cam o viață întreagă, care veneau și ei și toată lumea zicea, dă-le spre Ploiești, pentru că asta... Noi am avut o viață grea, cei care avem peste 70 de ani. Am avut o viață și acum mă uit așa cu un semn al întrebării extraordinar, cum de uită oamenii de altă vârstă care conduc acest stat și asta, uită că noi am fost cei care i-am crescut pe ei. Așa este. Așa este. Și care au obligația noi, față de poporul care s-au născut să vă să aibă. Noi am fost acei care ne-am sacrificat pentru ei, care sunt acum de 40-50 de ani, care au vârsta asta. Ei uită sau viața îi pune în situația să uite, dar nu este permis. Nu este... Eu, pe mine, eu sunt sensibil că sunt și artist, așa? Iar când văd căminele astea cu bătrâni, când văd copiii după chipencurile alea care le ridică și stau acolo și... Parcă în misterele Parisului, parcă suntem în altă epocă. Extraordinar. Nu, e nerușinare. Să mă scuzați, stimați telespectatori, că folosesc cuvântul ăsta, dar este nerușinare. Am întâlnit un domn în vârstă, un medic de renume, iar ne întoarcem la bani, din păcate, dar asta este o problemă acută, da, care îmi spunea că nu se... are 1.300.000 de mii de lei pensie la 70 de ani, un medic de mare valoare. Da. De ce fac? Îi condamnă la moarte, îi scot la pensie ca să-i lasă să moare de foame. Da. Nu se poate așa. Sau e posibil, exact. Nu se poate Am prieteni care lucrează la Funden, profesor universitar și asta, 150 de dolari pe lună și asta, iar omologul în Germania și asta are 15-20 de mii de mărci. Da. Poate așa. Nu, este ceva așa, de oricât ai vrea să spui că nu te interesează banii, că ești un om care trăiește spiritual, că... Nu se poate, nu se este poate. Umilitor, totul până la umilință, când cineva te aruncă în umilință, nu mai poți să taci. Deja este mult prea mult ca să poți să suporți. Da. De-aia vă spun că aveți noroc că nu stați în România. Să mă ierte Dumnezeu că spun vorba asta. Țin foarte mult la țara în care m-am născut. Dar dumneavoastră sunteți unul dintre norocoșii care nu stați aici. Știți ce se întâmplă? Nu din punctul ăsta de vedere sunt eu norocos. Că nu stau. Eu stau aici. Mult stau. Chiar foarte mult. Dar intrigă niște nepăsări al unor oameni cu funcțiile supreme aici. Stimate maestre, nu știu dacă neapărat sunt nepăsări sau sunt neputințe. Eu cred că s-a ajuns la situația să nu se mai poată face nimic. Nu cred că sunt chiar așa de mari nepăsările. Știți de ce? Vreau să vă spun în două cuvinte. Libertatea a fost înțeles greșit, sigur. Greșit. Păi n-a fost libertate, a fost libertinaj. Pentru s-a furat că aici s-au întâmplat evenimente de cu totul alt caracter. Ei n-au știut ce este libertatea și au trecut la anarhie. Sigur, asta se numește. Eu totdeauna când mi-aduc aminte de Revoluție și ce a fost imediat după, mi-aduc aminte de Zorba Grecu. Când moare bubulina și când apar toți și vin și așa s-a întâmplat și la noi. Așa s-a întâmplat. Eu fac o altă comparație. A fost o mare colivie extraordinară, unde au trăit foarte bine păsările, închise acolo. Ce bine poate să fie ăla când ești într-o colivie închis. Dar ei acolo erau feriți de o pisică sau de ce vreți dumneavoastră și dispăreau. Când li s-au deschis porțile, au început să zboare, dar ei nu mai aveau
practica zborului și atunci fiecare zborau într-un geam, într-un pom și cădeau. Da, foarte bună comparație. Așa este. Așa s-a întâmplat cu poporul nostru. E dramatic ce se întâmplă. Poate Dumnezeu o să-și întoarcă din nou fața către noi. Eu mi-aduc aminte ce delir era, mă întorc chiar la activitatea dumneavoastră artistică, când cânta Nicolae Herlea la Ateneu, de exemplu. Știu că ne băteam pe bilete la Da, era o altă situație, da. Telefoane, mergi din seara la Herlea, mi-aduc aminte, primeam, aveam 16 ani, mergi din seara la Herlea, n-am bilet, nu nimic, ne zbăteam, făceam rost de bilet. Veneau cu scăunelele la operă, de la 4 dimineața, să poate să vadă. Și nu numai la mine, dar vorbesc în general, au fost spectacole de mare calitate artistică în acest... Și oamenii erau altfel. Oamenii aveau o altă pregătire, o altă gândire, o altă educație. Vedeți, suntem puțin cam, acum, de adevăr, suntem cam pesimiști și ne întoarcem mereu. Deja erau trecute într-un obișnuit. Da. Și ne obișnuisem cu această situație. Asta făcea parte din, așa, din uzul individului. Da. Sigur că da. Stimate maestre Nicolae Herlea, așa cum se întâmplă de fiecare dată cu oamenii de calitatea domniei voastre, timpul se scurge foarte repede. Mi-ați făcut o mare bucurie că ați acceptat invitația mea pe postul nostru de televiziune și cred că poate ne mai oferiți și altădată șansa de a mai sta de vorbă cu domnia voastră. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Și este o bucurie reciprocă, de altfel. Vă mulțumesc.